Monica. Bine te-am re... Unde ai putea să mergi așa machiată? Ah, păi, astăzi reprezint atitudinea și merg într-un vestit club din București, care face petreceri cu tematică, da. Acel club cu G. Da. Iar tema este IDC, I don't care. De data asta, oamenii care vin la club se pot îmbrăca cum își doresc ei, deși de fiecare dată au teme speciale. Am înțeles, da. Interesantă povestea. Hai să vedem dacă e apreciată ținuta, machiajul. Valeria? Mie îmi place ținuta. Mă sperie puțin ochișorii tăi care da, sunt așa dramatic foarte frumoși. Mă rog, îmi doream asta, dar nu era ideea să sperii. Dar... Da, răzbătută, adică nu e... Da. Asta e efectul pe cameră? Oh, da. Nu era asta, nu era asta ideea. Da. Am dorit un machiaj minimalist. Asta e ce am reușit să fac. Da, nu da, e zici că ești bătută un pic, dar... dar așa se potrivește foarte bine cu I don't care. Mi se pare mulțumesc. Că e... chiar îmi place. Mulțumesc, mulțumesc Valeria. Valeria. Ascultăm ce au de spus jurații, Dara, Luca. Prezenți. A, nu, ridicați mâna că suntem prezenți, Regina. Prezenți, o așteptați, da, nu? Da, da, da. Da, da, și da, eu vreau să știu neapărat ce aveți de spus în fața lor, Corina. Mulțumesc. Corina, da. De departe, cea mai bună ținută a ediției, de departe. Și de departe, între cele mai bune apariții de la începutul acestui sezon 5. Te-ai regrupat de săptămâna trecută până acum, lucrez cu stiliști fără discuție, cunosc ghiozdanul, cunosc fusta. N-aș spune că recunosc cine este stilistul ținutei, nu știu cine îți face styling-ul, de dar... De unde le cunoști, dragă? Le face o designer pe care a pozat niște ședințe foto cu pungă și a luat și el ghiozdanul. De-aia... Și eu am pozat și pozez în continuare pentru acest designer, dar am schimbat niște lucruri. Adică am zis că e una tu. Dacă tu le faci singură ținutele, super felicitări. Mulțumesc mult. Alerg foarte mult și la final cer clar un sfat pentru un ultim touch sau ceva. Adică, na, clar am ajutor. Cer sfaturi tuturor. Ce ai la gât aici? Aici sunt niște cercei la care am atașat un lanț. Ingenios. Am un deja vu cu o concurentă din... Care a pus așa? Că și mai mult vedeam cine din sezonul trecut. Sunt de acord cu Luca. E ținută studiată, lucrată, la care are un aport, fără doar și poate un stilist. Botina, poate, este cea mai potrivită. În rest, ești destul de kinky, așa, ești freaky, aș putea spune. Da, mie îmi place foarte tare că e super cool. Am o problemă cu părul și la tine. Adică aș fi văzut altfel părul la ținut asta. Cred că mi-ar plăcut o coadă jos pe genul cum o am eu acum prinsă sau oricum cărarea să fi fost foarte cărare și dacă l-ai lăsat desfăcut să fi fost foarte, foarte drept. În schimb, și machiajul, cred că mi-ar fi plăcut un smoky, mult. Dar ținuta îmi place foarte mult. De acord cu colegii mei, este o ținută foarte bună, îmi place foarte mult silueta pe care ai conturat-o, îmi place layering-ul, bravo, dragă, felicitări! Mulțumesc frumos! Bine, bine, și calificativele cum arată? Hai să încercăm deodată! Vreți? 1, 2, 3 și... Bine! Felicitări, Corina! Spune-le celor de acasă și indicativul tău. Votăm atitudinea, voi fi din ce în ce mai bună, iar pentru asta vă rog să mă susțineți, să mă votați cu cifra 9 la 1206. Mulțumesc, Corina! Mulțumesc și eu!